În această săptămână, 94 de angajatori au depus ofertele de locuri de muncă vacante la Agenția Județeană pentru Oprirea Forței de Muncă. 41 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare, 200 pentru cele cu studii medii, aproximativ 330 de locuri de muncă pentru persoanele calificate și 110 pentru cele necalificate. Cel mai mult se caută lucrători în domeniul alimentației publice, turismului și comerțului, dar și în domeniul construcțiilor, industriei și medicinei. Și în această săptămână, în baza de date Agenției Județene pentru Ocupare Forței de Muncă Vâlcea, s-au înregistrat 94 de angajatori din județul nostru care oferă 684 de locuri de muncă. Din punct de vedere al nivelului studiilor, aceste locuri de muncă se clasifică astfel. 41 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele cu studii superioare, în jur de 200 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele cu studii medii liceale și post-liceale, aproximativ 330 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele calificate, deci cele cu școli profesionale, iar circa 110 locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii gimnaziale. Din punct de vedere al domeniului de activitate al acestor firme, în continuare, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt oferite de firme din domeniul alimentației publice, turismului, comerțului. Amintim ca și ocupații, vânzători, lucrători comerciali, agenți vânzări, ospătari, bucătari, recepționeri, cameriste, dar și muncitori necalificați, lucrători în bucătărie, ajutori de ospătare, ajutori de bucătari, precum și manipulanți mărfuri. Mult mai puține firme sunt în domeniul construcțiilor de această dată, dar și acestea oferă locuri de muncă în meseriile de zidar, dulgher, fierar betonist, electrician în construcții, dar și muncitori necalificați. De asemenea, sunt locuri de muncă vacante în industrie, în meserii cum ar fi operator pentru mașini cu comandă numerică, electricieni, sudori, lăcătuși mecanici, dar și muncitori necalificați. De asemenea, sunt multe firme care oferă locuri de muncă vacante în meseria de șofer, atât cu categoria B, cât și șofer profesionist. De asemenea, există și locuri de muncă în domeniul industriei lemnului, precum și câteva locuri de muncă vacante în domeniul medicinei, deci medici pe diferite specializări și asistenți medicali. Cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt rugați să acceseze și site-ul aneofm.ro sau site-ul de Facebook al Agenției Vâlcene.